Bine ai venit de acordă, priviri și între jurați și între concurente. Ținută avangardistă, moment avangardist. O să spun eu cine se uita cel mai urât la Dea Codrea? Da. Cine? Cișcanu. Am sigur că te uiți la mine. Da. Parcă ar fi omorât-o. Parcă ar fi jucat-o în picioare. Parcă ar fi subgrumat-o. Parcă ar cum era Oana Radu Jugulara. Parcă ar fi, știi? Domnul Munteanu, mai rău, m-a luat somnul. Ce-o întorci, ca la Ploiești, fetiță. Când a pierdut nântă-ta microbuzul. Supot la ciosteaca. Apropo de privire, exact despre asta îmi doream să vorbesc. Dea, în timp ce tu te pregăteai în spate, Oana s-a decis să vorbească și spunea că tu ești concurenta despre care a auzit și a sesizat că se uită urât, da? Dar eu curiozitate am. Oana s-a sesizat și când a lipsit Raluca, că era Luca. Acum când am lipsit eu, sunt eu. Deci, Dea, eu nu am vrut să creez o discuție și de asta am invitat. Și ai zis Raluca ca să te scăi. Dar n-am spus Raluca, am spus că lipsește din platou. Asta am spus, am înțeles. Dar eu nu am vrut să creez o discuție. Pur și simplu, după ce chiar mi-a zis și Raluca că este posibil să mi se fi părut. Tocmai de asta n-am vrut să spun numele tău. Noi am spus Oanei în privința asta. Sunt momente în care nu ne simțim bine, ne e rău. Poate sunt momente în care nu suntem mulțumite de noi, de momentele pe care le-am avut noi, de jurizarea pe care am avut-o. Și atunci, poate că nu te uiți la persoana care este în platou, ci prin persoana care este în platou, gândindu-te la ale tale. E posibil să fie și lucrul ăsta. Acum nu putem să stăm tot cu gura până la urechi și să privim persoana care defilează. Ok, poate femeia... Eu fi fost rău o dată, de 2 ori, de 10 ori, dar de câte ori te uiți urât, sora mea, că te uiți numai urât. Deci vreau să dați prin plan pe Dea Codrea când ia altcineva note mari. Aș vrea și eu să o întreb pe Dea, dacă tot suntem în discuția asta, care este elementul avant-gardist din ținuta ta? Mie mi se pare că grafismele de pe ținută, e un print 3D, mi se pare că pălăria și accentele astea metalice și cumva volumele. Ați văzut vrăjitorul din Oz? E foarte bine, da, să știi. Mi se pare că seamănă cu omul din paie, ăla cu pălărie. E perfect, nu se dorea. Tema avantgard nu se dorea a fi una drăguță. Nu cred că își dorea nimeni să vină aici să arate ca un supermodel. Oana e cumva mai... face parte clar din gașca asta cu Andreea și că e cumva mai glumeață decât de obicei, dar așa în gluma asta mai lovim o persoană, două, trei, puțin așa intruzivă, caută ea să găsească niște lucruri și dacă cumva îi spui că ți se pare că e agresivă, dar glumeam, adică ea cumva se duce spre Andreea, dar păstrează așa, încă e la mijloc. Hai să vedem părerea profesioniștilor în fața lor de ea. Mulțumesc! Bună seara! Bună seara! Mă, Dea Codrea! De ce tot timpul fetele astea spun că tu ești un etalon, ești un fashion icon? Îți cer părerea niciodată, Doamna, ca și un stilist că te pricepi. Îți cer părerea la video, să le ajuți la videoclipuri. Tu! Că tu erau niște glume! Ceași. Erau niște glume, Cătălin. Nu erau niște glume. Eu așa au zis. De-a lungul timpului, nu mi s-au părut glume, cum nu mi se pare nici că ai aceste atribute. Sunt niște gratuități. Absolut nu mi le-am însușit. Și ceea ce faci tu mâine pe platină, acolo pe Instagram, sunt niște gratuități. Eu am crezut că ești altfel. Mâine, păi mâine văd că după ce pleci de aici faci tu o colecție de modă, ca toate influencerile ți-astea. Numai da, nu. E o generalizare. Da, a fost un atac. Da, este un atac pentru că vă credeți mai nu știu cum și nu sunteți. Cine ți-a creat ținuta asta? Tu? O croitoresă. Și la ideile tale, da? Ideea a fost a ta, da? Da. În afară de Bel Air, ca aia sub formă de planetă și care e un, să zicem, că nu pot să nu recunosc asta, are, ești pe temă, prețul este oribil. Dar pe Daniela m-am supărat și, uite, acum spun, e una din preferatele mele. Ai mai spus asta? Am mai spus asta, o spun de la început, dar și o susținam, că m-am uitat tot timpul, m-am uitat pe Instagram și dau și like, adică mi-a sunat și like-urile la câteva dintre fete. Dar, că de-aia am atacat-o, când tu ai pretenția că ești mare stilist, că îi duci pe ceilalți, Am exagerat puțin tocmai ca să o rănesc și să o motivez. Vin una îmbrăcată. În ultima săptămână nu mi-a arătat nimic. Nu mi-a arătat nimic din aceste calități pe care ea le are și pe care, cu care vreau să cred că vrea să continue și după emisiune. Unul o să zică, asta e avantgardă, moșule.
Pe bune. Nu vreau să fiu trasă la răspundere pentru ceva ce au zis alte persoane. Foarte puțin, domnișoară, pentru avangardă. La ce scheme ai tu în cap? Scuză-mă expresia. Nu am scheme în cap. E foarte puțin. Okay. E foarte puțin, ca și la celelalte. Foarte puțin. Ok. Este bunicică ținută cu pantofii de cârpeică, cu tot... Da. Nu mă așteptam să-mi placă, ți-am spus. Repet, te-am urmărit pe story cum te-ai pregătit pentru această gală. Iar costumul nu. E făcut de mult timp. Pregătisem de dinainte de... Măi, este ok și, este ok și. Mulțumesc. Aș fi pus altceva în picioare, adică ce ai făcut acolo, ciupica aia, mi se pare totuși prea, știi... Mie tocmai ciupica aia mi se pare, da, că îi dă un farmec. Da, da, îi dă un farmec, așa are un șarm de fetiță cu fundiță... Înciupicărită. Am uitat să spun ceva și mâzgălea nu e 3D și nici mănușa aia de scos cratița din bucătărie nu arată bine. Așa e și... Am uitat să spun asta. Notă? A notă. Le not. Mulțumesc. Da, da. Le not, felicitări, drag. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot, Raluca. Mulțumesc. Mulțumesc, Cătălin. Tăcere. Nu e... Nu e carismatică, nu știu, nu e... Nu e... Nu e biarusistică, nu e... Bine, acum nu trebuie să fie toate biarusistice, evident, negre, aurii și luxoase, dar totuși o vezi așa și te întrebi uitându-te la ea, măi, fătiță, dar câte piese conține un stil de acodră, știi? Pot să spun că de ea săracă nu transmit nicio senzație. Bă, dar nici nu. Ea este... Tot timpul vorbește așa și este foarte drăguță și oricum este politically correct și este foarte important să fim politically correct și dacă se poate să nu deranjăm pe nimeni. Păi dacă nu deranjezi pe nimeni, nici nu se vadă nimeni. Ce crezi? Are oarece comunitate pe Instagram? Îi apreciez efortul de a ajunge până aici, dar nu se ține nimeni minte să știi dacă nu o să te căstăm. Mulțumesc și eu. Și eu mulțumesc mult. De acord cu ce a spus Cătălin, faptul că celelalte colegi ale ei o văd fashion icon, nu au proprietatea termenului. Nu, dar nu au proprietatea termenului, în primul rând. Nu spune Dea, Dea, spune-ne tu. Toate se uită la ea. Se uită la ea, ca și cum e mânsa la modă. Potoliți-vă. Da, să ne spună Dea, dar Dea ne face outfit-urile. Ele face. Să-și facă pentru ea. Bă, ne-am zăpăcit cum trebuie să te dai vlogărițe. Ele toate știu cu moda. 7 lanțuri la gât, puțin bohoșice. Toate vorbesc finuț. Jab, reveniți-vă. Cât costă o pâine? Miliția. Reveniți-vă!